Municipalitatea a demarat în urmă cu 2 zile o acțiune de înfrumusețare a sensurilor giratorii din oraș. Toate zonele verzi din mijlocul rondurilor sunt asezonate cu tufănele de diferite culori spre mândria primarului, care a mai punctat un lucru bun pe lista sa de activități și spre bucuria locuitoarelor urbei noastre, care se declară mari iubitoare de flori. Aranjamentul floral găzduit de rondul de la Spitalul Județean ține locul ansamblului statuar promis de multă vreme cu mare fast. Cum vi se pare aranjamentul din spate? Foarte frumos. Dacă postamentul respectiv a fost făcut pentru ca să pună ceva pe el, trebuia să fie așa. Florile este ca să stupe ochii și gura lui. Frumos! Îmi place! Într-adevăr! Frumos, chiar admiram! Sper să reziste mai mult de o lună. Chiar frumos! În cel mai scurt timp, în mijlocul rondului, va apărea o ancoră, semn că Giurgiu este un oraș dunărean, deci tufănelele vor dispărea de aici. Potrivit viceprimarului Alexandru Vladu, în toate sensurile giratorii din municipiu vor fi plantate flori de sezon. Acțiunile care le facem prin firma noastră, prin societatea de peisagistică, deja ați văzut că în toate rondurile din oraș se pun flori de sezon. E o acțiune care este în derulare, cum ziceți și dumneavoastră, unele ronduri sunt mai avansate, eu știu, poate cel de la intrare din Giurgiu, altele chiar acum se lucrează pe ele. Eu zic că în câteva zile această acțiune va fi finalizată și în curând vom avea florile de sezon. Rămâne de văzut cât de mult vor rezista tufănelele în mijlocul șoselei. Cel mai posibil plantele vor cădea pradă unei iubitoare de flori sau a neatenției unui șofer.